Anunțul despre majorarea salariilor miniștrilor a revoltat cetățenii. Nedumeriți oamenii spun că aceștia nu merită salarii majorate pentru că și așa primesc mult, iar populația de rând nu mai are cum să trăiască din salarii și pensii mizere. Guvernul ar trebui să se gândească mai mult la popor decât la propriile buzunare, mai spun oamenii. Văd că tot lor se măresc, dar la pensionari și la oamenii de rând nu măresc nimic. Ar trebui să le micșoreze, iau așa leafă de mare, dar pensionarii au acolo 1.200. Unii așa leafă s-au văzut. Ei lucrează acolo, cum spune Urschi, ca catării. De tău și leafă mare. Nu-i prea bun, că ei nu se uită la popor, dar se uită la buzunarul lor. Vă spun sincer, nu-i dreptate fața pământului, unii se uită ei la va. Eu уже ничего не надеюсь ни на что, так что уже как будет, так оно будет, потому что бессмысленно это все. Мне кажется, никаких изменений не будет, как всегда уже будет, это только обещание, как это всегда и делалось. Eu cred că asta nu-i corect. Trebuie să mă gândesc la lumea asta, care are pensii de 2.000, 1.500, să nu pui 14%, că nu-i de trăit acum. Cetățenii spun că miniștrii ar merita salarii mai mari doar atunci când își vor îndeplini conștiincios obligațiile. Lasă-le majorească și lucrează cinstit. Ar trebui să gândească mai mult la pensionari decât la ceilalți. Dar ei tot pentru dânșii fac. Надо думать прежде всего о людях, потому что и о детях тоже. А повышать самим себя это уже не... Pensia foarte mică, dar... E și așa bună leafa. Cum eu am pensie 2.200 și cât ne adauge? 14%? Undeva am 300 de lei, 9, puțin. Da? Ar trebui să gândească și pentru oameni, pentru pensionieri. Asta e. Potrivit prevederilor legii bugetului pentru anul 2023, din ianuarie, miniștrii vor primi salarii majorate de la 19.000 de lei la aproape 28.000 de lei. Majorarea salarială era necesară, potrivit premierului Natalia Gavrilița, pentru a ajusta salariile miniștrilor cu cele ale angajaților din ministere, pentru că secretarii de stat primeau mai mult decât miniștrii și această situație trebuia corectată.